care sperăm să fie mega spectaculos Se merge către site-ul, vede către cei de la K23 BTN deja eliminate entry făcut Și rămâne momentan de unul singur doar la un X Smoke aruncat pentru CT din bază lau. Ascuns la coadă, face picul, îl scoate pe x Power, trage după Norbert, mai facem încă eliminare, dar vin Raga și cu semințe din zona CT-ului și fac ultimele... U se intră din short de către doi jucători Raga și cu se fac eliminările Dar ulterior uh, fame și X Power Reușit să facă trade-urile eliminat și Xelo Și rămâne doar Norbert 1 vs 2 a pus mâna pe un Dar să vedem retake-ul făcut de către Nexus U eliminat BTN, Dar vine Lau foarte rapid cu trade-ul 2 la 0 pentru cei de la Nexus Dar au pierdut patru arme XE Power pregătește flash-ul U Raga totuși îl scoate pe Norbert Raga face fragul și pe Nilan, X power L-a doboră, totuși pe Xelo Ascuns la dar, face picul lau, îl scoate pe X5 Fame, rămas momentan de unul singur în site, vine și cu echipierul său, XE Power, dar lau și cu Raga, încheie runda 3 la 0 pentru cei de la ne Nexus A momentul de față, X5, uh, 69 fi pe rămas pentru el, Nilan. îl scoate pe la un X, Xelo vine cu trade-ul, dar XE Power face fragul ulterior pe oporul de la Nexus. Se de... cât mai rapid înapoi în site-ul. Să vedem mințe Reușește să-l sece doar pe Norbert. Pentru moment vor face... See? Să vină peștii. Să apăsăm patru la un X de către BTN. Să vedem picul lui Lau. Vine flashul, îl scoate, lau pe fame, entry pentru cei de la Nexus, 5 vs 4, rămânem în continuare, X-Power cu polarul, marginea smoke din lung, X-Power totuși, prinde pe Xelo și pică oporul celor de la Nexus Ținut BTN la cabi? Eliminat de către Norbert Raga Face trei furile. Observat Norbert în momentul în care s-a retras Îl caut aici Raga pe Norbert Dar îl prinde jucătorul celor de la K23 semințe Cu o singură eliminare pentru el trade de către Nilan Lau, rămas 1 versus 2 Xe Power și cu Norbert pentru cei de la K23 uh, mai rămân în viață Bomba este plantată la o faceri din zona short-ului, prins de către sniperul Molotovul aruncat în apartamente ar putea să-l păcălească aici pe X5 Dar totuși găsește headshot-ul pe semințe Ci? Uraga s-a băgat foarte bine aici în apartamente și îl scoate pe X5, restabilește egalitatea 5 4 versus 4 Este BTN nu o să fie verificată de către Nilan. Reușește double kill-ul prin Smoke Xelo de către Norbert. BTN cu MP9 le el elimină și pe XT Power și mai rămâne doar Norbert. 1 vs 3. Care deja este în CT, dar nu are... Primul care va face picul Lau prins cu flash-ul Nilan double kill cu tech-ul Elimina și BTN Nilan Vine flash-ul pentru short Xelo Uu, îl scoate pe Nilan Norbert eliminat între timp de către Raga 5 versus 3 Se întorc înspre site-ul B Fame Face picul Scos de către Lau de la Newbox Primise boost-ul XE Power rămâne la boost BTN Face picul Îl scoate pe X5 Lau între timp a făcut eliminarea pe XE Power Runda Uh, entry pentru Xelo, dar XE Power vine cu trade-ul foarte rapid. 4 vs 4 se restabilește egalitatea instant. Raga totuși îl scoate pe Norbert și mărește din nou avantajul. când cum decurg lucrurile în continuare. Lau, prins de către XE Power. Se aruncă polarul peste gardă. De către oporul celor de la K23. Raga totuși îl scoate pe X5 cred că va face rotația către site-ul B, cel puțin un jucător unde se află doar BTN pentru moment. BTN! Uu, observat în acest moment de către Nilan și eliminat. 2 vs 2. Raga, trebuie să fie atent. Pentru atentat. X Power, se mințe, să vedem. Nu Este prin smoke și îl prinde X Power. Și rămâne doar la Raga, eliminat de către Nilan. 6 la 4, mai aduc o rundă. Nu face picul pentru moment, dar iese Raga prin smoke, X power, fix în acel moment face picul și este eliminat, 5 versus Mai aduc o de k 23, cum spuneam, 6 la e, Rămâne 5. foarte pasiv Lau, U, uh, molotovul bun în boiler, dar reușește să se retragă totuși, Lau face eliminarea, sau mai bine spus duce fragul la capăt, la site-ul B însă se intră în forță de către cei de la K23, X-Fame, 4 arme să de către Kato. De cum pe banană, dar de cealaltă parte primește și el destul de mult damage. Îl scoate între timp pe Lau, dar Lau cu molotovul face trade-ul. Am putea spune el că și-a site De cealaltă parte îl avem pe semințe, la headshot. Xelo. Scos de către Norbert și se avansează din zona lungului. Raga. Trebuie să fie foarte atent aici. Scos de către Fame, semințe de Norbert. Și se curăță site-ul de către cei de la K23. Pe Norbert. Mm. N-aș putea spune că e vorba de damage economic aici, îl scoate ulterior și pe X5, dar vine X-Power cu Polarul și polarul face trade Polarul vine și pentru Xelo și trei în patru, au Raga îl scoate pe X5, se face entry pentru Nexus. Dar Norbert vrea să restabilească egalitatea și reușește acest lucru, îl scoate ulterior pe Raga, l-au pus la pământ de către Nilan, BTN, cu Molotovul. Din nou, face trade-ul. Uh, Nate bun aruncat de către la marginea smoke de pe banană. vine Popflash-ul, elimina de către BTN. 3 vs 2, X Power și cu Norbert Ubitien Nu se aștepta la acest boost Făcut de către cei doi jucători Selo l-a scos pe Norbert X Power prin smoke face fragul Pe oporul celor de la Nexus și rămâne versus Se ușește să treacă în site Dar îl prinde X Power cu polarul și este rundă Pentru cei de la K20 X îl scoate totuși pe Raga foarte puțin de în casa de la cel monotov, Nimeni și pe semințe, lau, cu fragul pe X5, traduit de către Norbert, fame la site-ul B, l-a pus la pământ pe BTN și rămâne doar Xelo, 1 versus 4, scos de același Norbert, 9 la 6 pentru cei de la K23 care preau conducerea în momentul de... Apropierea acestei zone, observat X5 scos de către lau și vine flash în acest moment, face picul cu setul de duale, Norbert, dar... Lau, nu-i acord absolut nicio șansă Jucătorul în la... City Dar U, uh, totuși X power, double kill-ul seminței și cu raga. Sunt puși la pământ. Site aruncat și el de altfel. Să vedem Xelo. Îl scoate pe Nilă. în 2 vs 3. Situație bună pentru cei de la Nexus. Bomba nu este plantată. Fame. Ajuns în ruine. Face rotația dinspre banana de altfel X power. Xelo trebuie să fie atent. Uh, pus la pământ de către Fame. 2 vs 2. l și cu BTN. Rămași în viață. Dar vine Fame uh, din zona ruinelor. BTN. Scos de... Fame și rămâne doar Lau 1 vs 2 Lau are nevoie de două headshot-uri Reușește primul headshot Îl scoate pe Fame Să vedem 1 vs 1 rămas Lau Pus la pământ Dar nu are timp să dea difuz la bombă Jucătorul de la K23, K23 Și vom discuta altfel lucrurile Totuși entry din partea lui Launix Îl scoate pe X5 Pincă singura armă disponibilă în arsenalul de la K23 Semințe ar putea să-l găsească pe Nilan Și vine fragul Nilan pe Norbert, mă scuzați. Nilan eliminat de către Raga, semințe cu headshot-ul pe X-Power și rămâne doar Fame. Poți la pământ de acela semințe triple kill pentru el. 9 la 9, restabilesc egalitatea de către Norbert. O flesul în apartamente, dar totuși se bagă Raga cu Macul și îl scoate pe X-Power pică oporul celor de la K23 de Fame. Ale... Mocul pentru lung, și să vedem ce decizi să facă Nexus. Totuși, lau. Cred că murit intrarea în site-ul ăla din partea celor de la Nexus Semințe prins cu spatele de către Fame Avantaj de doi jucători A și BTN de același Fame BTN cu acaol, Vine și Xelo din zona shortului 2 versus 2 Eliminați ambii jucători de Norbert Respectiv Fame Lucru. și Lucru. avem scorul de... Bun, se face bustul pentru Raga Pe banana double kill Raga ce început de rundă pentru cei de la Nexus Spectaculos, raga, foarte bine Se intră la site-ul B La a, îl găsește pe XE Foarte bine a așteptat, raga uh, La un X în rampă Se spamează Scos pe Lau Norbert a Ascuns în continuare la headshot Nu bani Foarte bine, intră din partea lui XL O scoate pe XE Power 5 vs 4 Nu din pe Nilan. Lasă smoke el scoate pe lau continuă și pre transferul, dar BTN este cel care face eliminarea Semințe, l-a scos pe Norbert Rămâne în continuare la șobolan, găsește fame headshot Și vine Lau, se uita foarte bine către Kabi, vine smoke-ul, îl scoate pe Norbert Foarte bine, entri din nou pentru cei de la Nexus Prins ulterior de către X-Power 4 versus 4 se restabilește egalitatea între cele două echipe E la site-ul B Ar putea să-l găsească pe X5 Vine eliminarea Dar Nilan îl scoate pe Raga 3 vs 3 Se joacă de la egal la egal În momentul de față X Power se retrage cu polarul către librărie Și va merge ușor ușor la site-ul B Din nou BTN împreună cu semințe Sunt letalia pentru Jucătorii ruși, XE Power face trade-ul și îl scoate pe capitanul celor de la Nexus Smoke pentru Fame care îl găsește pe semințe excel este în smoke Reușește să treacă de X Power xl Îl scoate pe primul jucător pe Fame Face eliminarea și pe X Power și este rundă Câștigată de către Nexus De la K23 La un X în boiler Face picul entry-ul realizat de către Lau Îl scoate pe Norbert Rămâne în continuare la balcon Un jucător de la K23 X Power face trade-ul Raga îl pune la pământ, fame, double kill pentru el uh, și rămâne Xelo împreună cu BTN, 2 versus 1. Nilan aruncă flash-ul, face picul și Xelo încheie runda 15 la 10. Met Aveți nevoie de această rundă totuși. Uh, x face entry-ul, l-a pe la o BTN foarte rapid cu trade-ul de X-Power. Nilan, îl scoate pe BTN. Avantaj de un jucător pentru cei de la K23, se îndreaptă către short Raga face un strafe din săritură Scos de același Nilan, vine Xelo cu trade-ul foarte bine 3 versus 2 Fame l-a scos pe Xelo Dar între timp a picat Nilan semințe cu o singură eliminare trade de către Norbert 15 la 11 mai de XE Power, îl prinde pe Raga în apartamente, Entri pentru cei de la K23, totuși pe banană. Lau îl surprinde pe X5, și rămâne în continuare la 48 dacă vine pentru cei de la Nexus În momentul de față totuși X Power l-a scos pe la un X 4 versus 3 Încearcă aici jucătorii BTN respectiv semințe să facă trade Scos Fame Cu polarul va merge în boiler Ulterior în zona shortului Se primește molotovul în pită De către semințe BTN și cu Xelo Ultimii doi rămași în viață Să vedem BTN reușește o eliminare Xelo îl pune la pământ pe Nilan și rămâne doar X Power în viață găsește aici Wolpen cu Xelo, dar vine ulterior BTM cu trade-ul și este victorie pentru cei de la Nexus.